Bine v-am regăsit prieteni pe canalul Dasola. Astăzi ne propunem să prezentăm un material despre căpușe. Sunt convins că cel puțin o dată în viață ați întâlnit o asemenea problemă legată de căpușe. După cum bine știm, căpușele sunt acarieni, ectoparaziți, cu mod de hrănire obligatoriu hematofag și intermitent și cu o importanță deosebită din punct de vedere medical și veterinar. Înțepătura căpușelor poate determina leziuni grave ale tegumentului, unele specii pot provoca chiar paralizii, iar unele servesc ca vector pentru diverse microorganisme, transmitând tifosul, boala Lyme, febra recurentă și altele. Căpușele au și ele, la rândul lor, dușma naturali. Cum ar fi, iernile extrem de reci. O temperatură sub minus 20 de grade creează mari probleme acestor uh, ectoparaziți. Unele specii de fungi, la fel, pot distruge căpușele. Anumite nematode, cum ar fi viermii cilindrici, care pot afecta fatal căpușele. Păsările care se hrănesc cu insecte. Bibilica poate consuma cantități uriașe de căpușe, doar două păsări putând curăța un teren de aproximativ 8.000 de metri pătrați în decursul unui an. Un alt uh, dușman al căpușelor ar fi viespi parazite mici. Aceste viespi își depun ouăle în corpul căpușelor, iar larvele își consumă cazda spre interior, omorându o ca modalități de combatere Insecticidul Cautrine SC-25 Flow de la Bayer Este foarte eficient împotriva insectelor târătoare și zburătoare Are remanența până la 60 de zile Dozajul este de 150 de ml în 10 litri de apă Un lucru foarte important de reținut este aplicarea care trebuie făcută neapărat între orele 20-22 sau 7 dimineața, 9 dimineața. O altă modalitate de combatere chimică ar fi insecticidul solfac, trio, tot de la Bayer. Acesta are o remanență până la 90 de zile. Dozajul este de 120 de ml în 10 litri de apă.